Hai să facem o liniuță. Zic, hai să facem o liniuță. Mersi mult că te uiți la mine, sincer. Apreciez. Acolo șmecheria adevărată. Normal. Degeaba, muzica nu te salvează. Tot în trafic o să rămâi, indiferent de mașină. Cum merge Facebook-ul? Merge bine? Merge foarte bine. Glană? Ai agățat ceva? Vreo treabă, vreo chestie? Hai, bagă-te! Bagă-te! Of, of, of! Dacă te-ai și concentrat la drum, ar fi genial! Mergi tu mai departe puțin de mine, te rog, ai trecut foarte. Ce anume, să trec unde? Să merg la pătrătoare. Unde ai luat permisul? Trebuie să am permis o bicicletă? Vai de capul meu, vai de capul meu. Ești... Mi-ai făcut ziua, mi-ai făcut ziua. Bicicleta este vehicul, trebuie să stea pe carosabil. Tu la de când mă depășești, trebuie să recomandate să stai 1,5 m. Recomandat ar fi să nu mergi pe trotuar, că sunt vehicul. Oricum, da. Îmi pare foarte rău de tine. Sper să nu te sui pe bicicletă, pentru că dacă dai de șofer ca tine, o să ai o zi foarte proastă. Ai AU? Fuai de că îți recomand să nu mergi cu motocicleta, că poate dai de șofer ca tine. Vai de mine. Bine. Am crezut că am cum să-ți explic ceva, dar degeaba. Mamă, nicio stres, frate, nicio treabă, nimic. Bravo, mă. Dacă n-ai răbdare, nu rezolvi nimic în viață. Ce? Așa e că totul ești cu nasul pe sus, nu? Fii mai răbdător puțin când ieși în trafic, mai ești tu puțină răbdare. Ce zici? Uite, te-ai grăbit degeaba. Tot în coloana ai ajuns. Bravo, bă, băiatule. Ești deștept, bravo. Cel mai tare. Tu-s fața aia de prost. Ar fi genial dacă ai semnalizat, mă, băiatule, mă. Atât de greu este, frate. Mamă, nicio treabă, frate, nicio stres, nimic. Cu privirea în spate. Mă, ești nebun la cap. Lol. Road rage, dar nu cu mine. Nu cu mine, eu nu sunt de vină. Dă follow pe Instagram la Bucharest Bike Traffic. Ca să te vezi în trafic. Nu ar trebui să stai pe telefon. Hai că spune-o când e verde. Deși tu ar trebui să știi. Ce? Nu aud ce spui, scuze. Nu aud, scuze. A, da? Dacă tu așa știi, eu știam că trebuie să fii atent la trafic. Ești? Cu telefonul în mână? Caterinca? Ia uite, face dreapta unde banda obligatoriu stânga. Dar, ce să mai zic, sunt hater.
Bă, dar nu poți să stai, mă, două secunde, nebunule! Ce dracu faci, frate? E ok, dacă ți-ai cerut scuze măcar atât. Eu fac stânga. Ce-ai făcut, boss? Ai greșit viteza. Nici o treabă, nici o treabă, nici o treabă, nici o treabă. Mulțumesc mult, apreciez. Mamă, unde a oprit ăsta să-ți bași picioarele? Hai! M-a lăsat pe mine ăsta din față cu eco. Stai că vreau să spun ceva. Îți mulțumesc mult că m-ai lăsat mai devreme. Și acum. Nu pun. Băi, ceva ce nu pot niciodată să... Nu am avut niciodată mulți bani. Nici nu mi-a plăcut niciodată să am mulți bani. Am impresia că mulți bani îți aduc multe griji. Dar întotdeauna trebuie să știi că din puținul pe care l-ai de să faci ceva. Bună seara! Sunteți bine? Aveți nevoie de ajutor, ceva? Vă pot ajuta cu niște bani? Stai să opresc chestia asta. Poftim, aveți unde să mergeți să mâncați? Da? Bine, sper să mâncați, să nu luați alte chestii de ei, dar la urmă urmă e alegerea dumneavoastră. Și aveți grijă de noastră, vă rog tare mult. La revedere, seara frumoasă! Of, of, of. Oricine poate să fie în situația aia. Absolut oricine. Și tu, și eu, și mulți oameni. Nu e bine să judeci de ce un om a ajuns așa. E bine să încerci să-l înțelegi că și tu ai putea să ajungi așa. Drept urmare, ajută-l! Cu cât ai și poți. Și nu uita că banii sunt doar un plastic care nu înseamnă nimic. Bucurie, demnitate, iubire. Chestii care nu pot fi înlocuite niciodată. Bani. Scuze, scuze. Ah, mulțumesc mult. Apreciez, mulțumesc mult. M-a lăsat din spate. Karma. Deși făcea dreapta unde avea intermitent verde, m-a lăsat. Și șoferul de troleibuz mă lasă și din nou. Mulțumesc mult. Altex. Altex Rules. Magazinul meu preferat, Altex. Cred că o să mă strivească cu tuba. Mam. Mersul prin București este absolut genial. A? I-a luat foc mașina. Sau merge pe sobă. Claxoane, călăgie, orice-i face trebuie să te asiguri. Pentru că dacă nu, ai încurcat-o.